Conferința din acest an a managerilor culturali din România a reunit peste 200 de participanți și peste 150 de instituții. Toți vorbitorii au fost încântați de energia și pasiunea pe care o punem în a aduna lucruri despre cultura română. Și subiectul de anul ăsta a fost incitant pentru că am vorbit despre formare și reformare în cultura publică. Les liens qui peut y avoir entre le management d'une institution culturelle publique et puis le monde du travail et de la formation. Cred că în momentul de față și în România, dar și în alte locuri, e nevoie de o reflexie foarte serioasă și foarte onestă în același timp cu privire la importanța cultivării științelor umaniste, a literaturii, istoriei, antropologiei, filozofiei. And that's why it was fascinating to see people from academia talking about very deep philosophical things, people from field of practice, like myself talking about how do you measure, and then people who know how to try to bridge the data with the policy making. Suntem aici să ne concentrăm și să vedem cum putem determina și stimula consum în permanență de produse și de evenimente culturale. Să conștientizăm cu toții la nivelul întregii organizații pe care o reprezentăm, să conștientizăm această misiune de a educa prin toate activitățile noastre. În ultimii ani am avut parte de această provocare, cum să-i învățăm pe cursanții noștri că atunci când se întorc în instituțiile lor sau în organizațiile de unde provin, să creeze și să oferă publicului tânăr, mai ales, care este publicul viitorului, acele conținuturi culturale adaptate pentru modurile lor de consum. Formation brings a bridge between tradition, heritage and the new and whatever comes in the future. So it's very important that universities and teaching institutions are able to combine those two. Education is not only something that is education for certain professions, but education in cultural areas, in arts, is part of the basic role that any democratic society should have of experiences, of creating identities, of creating the understanding of what you are as a human being. Educația și cultura, de fapt, se intersectează permanent. Pentru că educația produce cultură și cultura produce educație. Culture, in the widest sense, should be a part of the curriculum in the schools. Dacă nu vorbim de construire de audiență, nu vom avea audiențe și, ca atare, nu vom mai avea niciun fel de relevanță ca sector cultural, pentru că nimeni nu va putea să consume sau nu va fi interesat să consume ceea ce sectorul cultural produce. Plecăm de la această conferință cu întrebarea cum adaptăm discursul nostru cultural specificului publicului de astăzi. Am reținut din propunerile participanților din anul acesta la conferință ideea că ar trebui să transmitem decidenților că e nevoie de politici și strategii pentru cultură ceva mai aplicate pe subsectoarele de activitate, că da, avem indicatori care se pot sintetiza special pentru toate sectoarele și că va trebui să avem mai ales în vedere ce fel de educație avem pentru cultură și să punem aceste două domenii împreună, să forțăm Ministerul Educației și Ministerul Culturii să se așeze împreună la o discuție foarte serioasă despre cum vor evolua lucrurile în societatea românească.